cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și crește mor. Dimineața, oameni buni, din nou la cafea. Vedeți că m-am mutat de data asta, nu mai sunt la locul meu, stau în altă parte, pentru că astăzi asistăm așa la un fel de mică invazie de tip SF. O să vedeți imediat despre ce este vorba. Astăzi îmbinăm tinerețea cu maturitatea, legendele, miturile grecești cu ideile despre viitor. Hai să nu mergem la amintiri despre viitor, să mergem spre un viitor care nu știu cât de aproape este, dar bucuria mea, așa cum am spus-o de fiecare dată când am făcut asemenea emisiuni, este că există oameni și copii care se gândesc la cum va arăta viitorul, nu al planetei neapărat, ci a... nici universului nu putem spune, dar mă rog, așa, un univers mai mic, în anii, secolele următoare. Acum vreun an de zile, sper că nu greșesc, ne-am plimbat în emisiune cu Neves. Era vorba despre o idee a unor elevi de la Colegiul Național Petru Rareș, care idee a fost și premiată, o să ne spună alții despre ceva, că eu nu prea pot să îmi dau cu părerea despre ce nu știu. De la Neves mergem spre Delfos. Delfos este numele unui echipaj, tot de la Colegiul Național Petru Rareș, care a obținut aceeași recunoaștere, același premiu ca și colegii din anul trecut și care acum așteaptă să meargă să-și ridice premiul. Înainte de asta au făcut o scurtă escală pentru alimentare, ca să spunem așa, cu optimism, la Mesagerul de Neamț. Bogdan, o să te rog să-i pui pe ei în ecran. Ia uite ce frumoși sunt. 7 elevi împreună cu dascălul, cu, să spunem, cu șeful lor administrativ și nu numai, directorul Colegiului Național Petru Rareș, care a venit, ca de fiecare dată când e vorba despre copii, să-i susțină, nu neapărat să vorbească. Vă salut pe toți! Bună ziua! Bună ziua! Așa, și ca să-mi fie mie mai ușor, nu de altceva, o să vă rog să vă prezentați din ce direcție vreți voi. Începem de la tine. Bună ziua, eu sunt Lupașcu Simon, elev în clasa 11-a la Petru Rareș și fac parte din echipa de Delfos. Și pot să spun eu, este unul care dintre cei care a fost cel mai destins așa când a venit aici. Acum o veche, o mai veche cunoștință mea, pot să o prezint eu pe Ilinca. Sandu Ilinca Mezina, care a fost și în echipajul trecut? Nu. Ai fost cu altă ocazie. Cu altă ocazie, da. Da. Ești cea mai mică? Da. Casa nouă? Da. Bravo ție. Te rog. Bună dimineața, eu sunt Dimitrie Bolea, tot în clasa 11 la Mate Info. Da. Continuăm. Bună dimineața, eu sunt Niță Călin, sunt în clasa 10-a și am făcut parte, și încă fac parte din echipajul de Delfos. Da, și e cel mai înalt din echipaj, probabil că e pus și cu responsabil cu paza pe acolo, ceva. Te rog. Bună dimineața, sunt Magdalena Matei, sunt în clasa 11-a și sunt singurul care fac notă discordată din echipa Delfos, în sensul că sunt la științe sociale, sunt pasionat de istorie și eu am venit cu toată nebunia cu mitul grecesc, că a trebuit să le impun dumnealor. Mulțumesc că m-au tolerat până astăzi. Eu îți mulțumesc că îți place istoria. Nu știu de ce, dar avem aceeași afinitate. Cea mai frumoasă materie. Cea mai frumoasă materie, nu? După fizică. Ei, sunt unii care sunt cu capul nori la astronomie, dar mă rog. Continuăm. Bună ziua! Eu mă numesc Berea George Alexandru, sunt elev în clasa 11-a la Colegiul Național Petru Rareș și, după, la fel ca și toți colegii mei, sunt și eu
în echipa Delfos. Ai fost și în cealaltă echipă. Eu am fost și în Neves anul trecut. Și în Neves, da. Deci, Neves, ca să spun așa, mezinul, știi de spun. Unde să găsești pălării, acolo să cumperi cadouri și alte chestii, dacă vreau. Da, te rog. Bună dimineața, eu sunt Apaghe Ioan, sunt în clasa 10 și fac parte din echipa Delfos. Vă rog. Dan Oniciuc, nici șef, nici boss, nici administrator. Un om care crede foarte mult în copiii lui, de la școală, și cărora vreau să le dedic tot ce am eu mai bun, și timp, și minte, și suflet, pentru a face în afară de carte și lucruri care să le permită copiilor să-și descopere abilități, skills-uri. Ar trebui să vă spună fiecare dintre ei pe tricourile lor, apare și rolul pe care l-au jucat în echipă. Mateinfo nu este un... Da, au timp, sigur. Au timp. Eu aș vrea însă, ca să fim corecți până la capăt, cineva să amintească și numele colegilor care mai sunt în Delfos. Da, este aici. Vorba de Tudor Hanganu și Meinaghi Alexandru. Sunt într-o activitate ce a început la Europa la noi la școală, Ziua Porților Deschise, unde ar fi trebuit să fiu și eu, dar sunt oameni buni acolo, cel puțin și cei doi, plus colegii mei. Ei s-au ocupat de editare, de partea economică. O să fiți surprins că cineva de la Mateinfo a făcut tot ce înseamnă partea de buget pentru realizarea unui asemenea proiect. Acum, cum să vă spun, noi, dacă sunteți foarte ocupat, noi putem să mergem cu satelitul fără discuție, adică da. Da, hai să discutăm. Idee, după aceea, ce face fiecare, cum interacționați unii cu alții, pornim de la idee, nu? Cine ne explică ideea? Istoricul sau colegul? Istoricul. Pentru mine. Ideea, deși m-au lăsat pe mine să prezint, cred că ideea ne-a venit de la Alex, pentru că Alex a participat și în Nevesul de anul trecut și el ne-a spus că trebuie să participăm și anul ăsta, că este frumos în America, că este un concurs cât se poate de serios, o competiție cât se poate de reală. Și în jurul lui s-a format echipa, deși el e modest și nu vrea să recunoască. Dar a reușit să-i păcălesc. Da, el a reușit. El a fost cel care ne-a păcălit să facem și în acest an. Și într-adevăr, foarte multe din tot ce înseamnă inspirație, ideea de la care am pornit, am luat-o de la Neves. Am gândit ce putem face noi diferit, ce avem noi inedit față de ce au avut ei, ce am putea face poate mai bine. Și așa a luat ușor formă proiectul Delfos. În jurul lui Alex și în jurul experienței sale de anul trecut, pentru că pentru noi a reprezentat o premieră. Nu este un concurs care este extraordinar de cunoscut în România, din păcate, și curajul lor că au participat și au ajuns într-adevăr în America, pentru că am avut echipaje în Rareș care au participat, dar anul trecut a fost anul care s-a câștigat un premiu foarte frumos, pe care am câștigat și noi în acest an, și începem ușor să țesim o tradiție în Rareș. Și, cum bine vedeți, avem colegi mai mici de clasa 11, noi o să fim clasa 12 anul viitor, nu o să mai participăm, dar avem colegi de a 10, avem colegi de a 9 și viitorul arată promițător, ce vă pot spune. Adică ei, cred eu, și din nou nu vor să recunoască, ei au susținut echipa, poate cel mai puternic. Ei au fost cei mai entuziaști și s-au implicat cel mai mult. Bun, de ce Delfos? Delfos, de fapt, numele ne-a venit destul de greu, dar ne-a venit natural. Eram chiar la finalul proiectului și nu știam ce nume să punem. Deci noi am schimbat, cred că, 10 nume în timpul proiectului și ne-am gândit în final să punem un nume care să ne reprezinte munca cel mai bine. Și de asta l-am pus, cred că, în ultimele 2 săptămâni și am venit, practic, cu un acronim între oracolul din Delphi și satelitul planetei Marte, Phobos, în jurul căruia toată misiunea noastră este centrată. De ce Delphi? Pentru că, în Antichitatea Greacă, oracolul din Delphi i-a ghidat pe greci spre colonizare. Pitea le spunea grecilor prorociri care îi favoriza colonizarea. Le spunea să ducă să colonizeze în jurul Mediteranei, în jurul Mării Negre. Și ne-am gândit că și proiectul nostru va reprezenta până la urmă un astfel de buzdugan trimis de zmeu înainte ca să încurajeze umanitatea la colonizarea spațiului și la extinere. Foarte frumos spus. Păi haideți să vorbim despre buzdugan. Ce-i buzduganul ăsta? Despre ce vorbim aici? Delfos. Pentru că fac și eu o paranteză. Nu știu dacă știți despre oracolul din Delphi mai multe lucruri. Acolo erau niște chestii foarte interesante. Erau folosite fete
numai fete, pentru că se spunea că interacționează mai ușor cu câmpul energetic de acolo. Deci bărbații nu prea erau primiți acolo, ei beneficiau, se duceau cadouri, vedeau să ducă, veneau șefii, cadouri, mă duc la război, nu mă duc la război. Acum nu știu care a fost spiritul care v-a îndemnat să faceți acest proiect, dacă zici că de acolo a venit, na, asta e. Hai să vedem, despre ce vorbim, în ce constă proiectul. Eu am primit de la voi un material de prezentare, da, Bogdan, mă văd, ok. Așa că vă rog, vreau să vorbesc cât mai puțin. Voi. Cine începe? Irina. Conceptul în sine ar fi să, dacă se întâmplă ceva cu planeta Pământ, să avem o parte din umanitate care să poată să trăiască în sistemul solar, să nu depindă neapărat de o planetă, să fie pe o planetă, ci în spațiu, iar Delfos în sine este nava pe care acești oameni vor sta în spațiu și noi ar trebui să ne gândim la toate aspectele. Cum îi organizăm pe respectiv oameni, cum îi alegem de pe Pământ, ce sistem educațional o să aibă, ne-am gândit la gravitația navei, cum îi protejăm împotriva radiațiilor, cum avem energie, mâncare, toată partea de oxigen și de asemenea am avut partea de minat de asteroizi care să finanțeze practic tot proiectul, adică proiectul să se justifice din punct de vedere financiar. Bun. Vă rog. Mai departe. Ce înseamnă asta? Adică, pe mine m-a frapat de ce ai spus tu așa. Cum îi alegem pe oameni? Și automat m-am dus spre Arca lui Noe. Așa mă duce pe mine mintea. Cum îi alegem pe oameni? De fapt, am avut un sistem pe care l-a făcut Ioan. Da. Un program chiar. Foarte mult. Eu i-am spus că, într-adevăr, dacă trebuie să alegem cei mai buni oameni, înseamnă că trebuie să selectăm din foarte mulți oameni. Și am zis că, decât să mergem așa pe o metodă rudimentară, să fie oameni care să evalueze dosare, nu știu ce, hai să facem un program de calculator, care imediat să poți să facă niște clasamente cu topul facultăților, cu câți ani de experiență ai, cu nu știu ce. Și aici m-a ajutat foarte mult Ioan și aici trebuie să recunosc că sunt cu totul depășit de programul pe care l-am început. Ioan a fost, deci, cu totul surprins. Deci, mi-am amintesc cât de dificil a fost să punem în pagină programul, la cât era de lung, la cât era de complex. Deci, am rămas cu totul șocat de... Sau similar. Eu sunt pe partea de calculatoare, sunt pasionat de acest domeniu, de orice, de la programare la modelare 3D și tot felul de chestii din astea și am făcut un fel de inteligență artificială care poate să selecteze oamenii bazat pe anumite criterii. Ăsta este doar programul inițial care va selecta marea majoritate, dar este mai important interviurile face-to-face pe care le vom face după aceea și... Deci avem o selecție inițială. Da, asta este selecția care... inițială, cea mai mare. Practic, inteligența respectivă ne ajută să respingem cei care nu au studii superioare făcute, adică să poți să aplice milioane și milioane de oameni și inteligența artificială ne dă exact candidații cei mai buni ca să nu pierdem bani și timp la interviurile față în față. Da, noi pe NAVA avem anumite poziții care trebuie ocupate de inginer, de programator, de tot ce trebuie ca să funcționeze NAVA în toate domeniile. Da, am înțeles. Așa sună foarte rece. Ce spuneți? Sună foarte rece și poate un pic cinic, dacă trebuie să iei decizii care țin de viitorul unei specii, probabil că așa se va ajunge, nu știu. Probabil proiectul nostru nu este neapărat romantic, dar toată partea asta a trebuit să fie foarte bine pusă la punct, toată partea de organizare socială, ca să funcționeze toate bine pe NAVA. Și de asta totul este foarte bine programat. Cam câți oameni ar fi trebuit să intre pe această navă? Inițial vor fi 500 și... A, deci e o selecție la sânge? Da. Deci 500 și se pot duce până în 1500, dar oricum pe navă este foarte mult spațiu. Adică dacă într-adevăr se întâmplă ceva cu planeta Terra și trebuie să repopulăm, da, se pot ajunge la un număr mult, mult mai mare. Ne-am gândit ce se pot într-adevăr face aceste ajustări și pentru a supraviețui cu o populație mult mai mare. Bun. Haideți să vedem ce face medicul, chimistul, fiecare, ca să poată vorbi fiecare dintre voi. Tu ești electrician, nu? Sau ce ești acolo? Nu văd. Într-un fel. Eu m-am ocupat de o parte a energiei navei. Așa. Un capitol care consider eu că este foarte important, oriunde depindem de energie,
după cum putem vedea și în zilele noastre. Și ideea de energie pe care am propus-o a venit în urma unei întrebări cu o întrebare cum putem face energie cu o metodă cât mai puțin uzabilă, să folosim o metodă a energiei regenerabilă. În spațiu nu avem foarte multe resurse pentru a face energie, nu avem, de exemplu, combustibili fosili sau ape ca să putem face combustibili fosili sau energie hidro, așa că am decis să facem o energie pe bază de bacterii. În urma lecțiilor de biologie am învățat cum avem noi energie în corpul nostru și astfel am adaptat un pic metoda pentru a încăpea pe nava noastră și astfel avem energie cu ajutorul vieții. E o trecere interesantă. Dacă nu mă înșel acum un an, vorbeați de niște panouri, energie, atomică. Aveam un reactor. Din câte țin minte. Trecerea e foarte interesantă pe bază de bacterii. Ce fel de bacterii? Am ales niște bacterii care produc cât mai multă energie. Energia este pe baza unei molecule care se află în ele. Și am ales bacteria care produce cea mai multă moleculă respectivă, cea mai multă substanță și care are cele mai mici dimensiuni pentru a ocupa cât mai puțin spațiu, fiindcă avem un spațiu limitat pe navă. Aduc aminte acum, nu știu ce carte am citit exact aceeași idee, un SF foarte fain, cu energie dată de niște bacterii care ajunsese să aibă atât de mare putere încât de la bacteria aia au făcut niște lasere care își rezolvau ei problemele de construcții megalitice, cum erau la noi genul de piramide. Bun, deci ne-am lămurit. Avem energie cu bacterii. Ce mai avem acolo în noutăți? Populația cum e împărțită? Jumătate bărbați, jumătate femei sau... Inițial da, e 50-50. În sensul că noi ne-am gândit că oricum în momentul în care trebuie să ducem 500 de oameni pe navă, nu putem să-i luăm așa la întâmplare și să așteptăm să formeze cupluri pe navă. Ziceam că nu, cine vine direct de pe pământ pe navă are un cuplu legat asudate. Și imediat copiii care se nasc acolo, în funcție și cum sunt repartizați pe clasă, tocmai ca să nu fie repartizați frate cu soră, au șansele mai mari să lege cupluri sănătoase. Dar copii aveți pe mare? Cu siguranță, dar nu la început. La început niciun copil? Nu. Luăm oameni tineri care au putere de muncă și că ne-am gândit că oricum dacă luăm oameni care au deja copii și lasă pe teren, nu știu, la 3-4 ani, ei o să le fie dor de pământ, de copiii lor. Așa că am zis că oricum dacă te naști pe navă, ai șansele mai mari să nu te atașezi de pământ și să te atașezi mai degrabă de navă. Și de nou, practic începem un nou capitol al umanității în momentul ăla. Da, așa. Interesant. Mie îmi place viziunea asta, care e un pic, poate un pic șocantă, dar trebuie să te gândești la momentul în care ar avea loc asemenea. Da, sunt necesare totuși aceste precauții. Da, eu m-am ocupat mult de parte de inginerie, dar pot face și aici o paranteză, adică mai ales această structură de 50-50 bărbați-femei este obligatorie pentru o reproducere normală a sistemului nostru. Ai spus bine, o reproducere normală. Da, altfel nu se va putea, na. Încă nu s-au inventat metode de... Cine știe? Dacă facem energie din bacterii, poate facem și concepție din altceva. Acum, știți, noi am putut anticipa tot ce înseamnă parte de inginerie, dar la partea de organizare socială tot timpul va fi o necunoscută, pentru că vorbim de oameni. Aici dar noi am zis ce putem face să aibă șansa cea mai mare să funcționeze în regulă. În rest, noi nu știm cum o să arate în realitate. Cine știe? Poate copiii noștri o să aibă ocazia să vadă un asemenea experiment pus în practică. Asta vreau să spun, că noi ne imaginăm acum. Da. Dar să vorbim cu cel mai serios membru al echipajului. Uite, acum zâmbește. Medicul. Da, chiar voiam să menționez și eu că și din punct de vedere medical e foarte convenabil această structură socială. Pentru că noi ne-am gândit să, fiind o navă și fiind un spațiu închis, ar trebui să avem și niște
facilități pentru cetățenii navei. Și ce înseamnă asta? Că o epidemie ar putea izbucni foarte ușor. De aceea, noi ne-am gândit să avem niște module care să izoleze acești cetățeni unul de altul și eventual să îi ajute ca să-și revină din acele boli. Deci se izoleze în cazul unor boli. Unor boli sau că altfel ei interacționează, că altfel sunt normal. Da. Exact, da. Și să nu se înțeleagă greșit. Niște clădiri modulare care pot fi mutate dintr-o parte într-alta a navei și în caz de urgență chiar fiind manevrabile într-o clădire mai mare. Conceptul este foarte cunoscut, mai ales peste ocean. Se practică, sunt companii care fac clădiri modulare care pot construi o școală în 6 luni, în orice mediu. Mergeți la spitalul județean de urgență și vedeți secția ATI. Chiar în dimineața asta, înainte de emisiune, am trecut pe acolo și m-am uitat. Ea, așa, dacă te uiți din afară și nu știi ce e acolo, îți poți imagina că e orice înăuntru. Deci îți poți imagina că e orice înăuntru. Și într-adevăr, așa este, cum spui tu, deci se pot construi ușor. Și pe lângă asta, ne-am gândit că dacă tot vorbim de viitor, trebuie să vorbim și despre digitalizare. Și de aceea noi avem pe navă foarte multă inteligență artificială. Nu se pune, dacă noi fiind 1500, poate la un moment dat nu vor fi toți medicii, toți fizicienii disponibili. Așa că ne-am gândit că ar trebui să avem și inteligență artificială și noi ne-am gândit că cel mai bun mod de a face acest lucru fezabil este să includem tot felul de tablete, computere, în cât mai multe lucruri de pe navă. Și așa putem preveni cât mai multe este probleme. Este mai mult decât logic să ai multă inteligență artificială, dacă s-a ajuns ca o mașină acum, în epoca noastră, să meargă singură sau să fie condusă chiar vocal. Unii vorbesc că poate fi condusă și puterea gândului, mă rog, mai complicat un pic, dar pe bază de stimuli nervoși. De ce să nu avem o navă în care să avem 90% din cei acolo la îndemână prin intermediul inteligenței artificiale? Și colegul meu, Dimi, a prefigurat ceva foarte interesant, care deja se pune în practică, anume asistență medicală în forma inteligenței artificiale. În sensul că inteligența artificială te poate diagnostica acum, deci nu peste 20 de ani, 30 de ani. Folosind învățarea ei automat, te poate diagnostica, poate da sfaturi, ce să iei, ce să faci, la ce medic să te duci. Deci, din nou, tot procesul nostru este foarte automatizat, tocmai ca să te ajute și să nu îngreuneze, să nu ai nevoie de 15-20 de oameni care să te servească în tot timpul. Bine, totuși, verdictul final este dat de un normal, normal, dar adică inteligența artificială trebuie să fie un ajutor pentru medic și nu un înlocuitor. Niciodată nu cred că o să putem înlocui intuiția unui medic profesionist cu o inteligență artificială care acționează pe bază de mecanisme. Proceduri. Da. Proceduri. Proceduri. Ilinca. Eu m-am ocupat de partea de astrofizică, am făcut și partea de astrofizică, câteva părți de literatură, dar în principal... Ce înseamnă partea de astrofizică și partea de literatură? În principal... Eu înțeleg ce înseamnă, dar explicăm... Da. În principal m-am ocupat de protecția împotriva radiațiilor, pentru că Marte nu are un câmp magnetic cum are Pământul și atunci toate radiațiile cosmice, vânturile solare foarte puternice venite de la soare ar afecta foarte tare nava. De asemenea, noi avem oarecare infrastructură pe Marte, avem acolo ferme cu plante și atunci ar fi toate afectate de aceste radiații cosmice și de asta avem nevoie de protecție și am venit cu un concept care este oarecum nou, este abia la început, am studiat foarte mult din diverse surse și ne-am hotărât să construim un câmp magnetic artificial cu ajutorul unor bobine care se conducă curent electric. Și de asemenea m-am mai ocupat de partea de transport. Scuză-mă, cam cât de mare ar trebui să fie din asta? Mai bine nu întrebați. Nu, conferința ar fi 2 gogoși din aluminiu în spațiu, cam așa ar arăta, iar circumferința lor ar fi de 200.000 de kilometri.
Ne-am lămurit. Deci ar trebui ca producția fabricilor de aluminiu din România închise între timp în mare majoritate, pe vreo câte secole, vreo două secole, de fapt, cantitatea de aluminiu nu este chiar atât de mare, deoarece aceste gogoși este cam mult spus, deoarece sunt niște inele extraordinar de subțiri, adică cred că ar încăpea între palmele mele diametrul. Nu, sunt de ordin centimetrilor. Problema este că am avut puternice discuții, dispute chiar pe tema asta. Noi pe Pământ suntem cumva protejați de radiațiile solare prin câmpul magnetic al Pământului, centurile Van Allen, care dau acele aurore boreale. Eu le-am aruncat provocarea, cum facem ca pe Marte să fie ca pe Pământ, să nu avem atâta mare de radiație la nivelul solului. Ideea este foarte ok să poți crea un câmp magnetic artificial care să protejeze, să radiațiile care vin pur și simplu să fie ca de un scut aruncate și ideea în sine, în afară de dimensiuni și nu știu ce, mie mi-a plăcut foarte mult modelul câmpului magnetic care a ieșit, adică în momentul în care faci toate calculele și generezi asemenea construcții, reiese un câmp magnetic care într-adevăr permite această deflexie. Asta e cel mai important, că se poate realiza această deflexie, bine, printr-un dispozitiv mare, uriaș, dar e posibil. Ca și din calcule... Deci, cel puțin la nivel de teoric, teoretic, da, sigur, el funcționează. Deci noi nu am pus doar niște bobine acolo, am modelat câmpul magnetic care iese după aia. Exact. Și câmpul ăla magnetic a arătat că da, se poate face treaba asta. Noi avem un concept oarecum interesant. La începutul fiecărui capitol din carte avem câte un citat. Iar la începutul capitolului meu de magnetosferă este un citat din Winston Churchill, că totul este imposibil, totul este teoretic imposibil până este făcut. Da. Și azi ce uită să spună colega ta? Nu, dar nu uită colega ta. Că americanii au fost foarte surprinși de această idee. Din nou, din... smerenie, dar au fost foarte surprinși de această idee, au rugat-o să elaboreze și suntem convinși că i-a dat un plus valoare extraordinar proiectului nostru. Da. Deci este un concept care ne-a lăsat mască pe toți. Eu m-am ocupat mai mult de partea de sustenabilitatea vieții. Deci am făcut design-ul la niște ferme care sunt... care folosesc cât mai puțină apă posibilă, deoarece fermele normale pe care le avem noi pe Pământ folosesc cam 70% din totalul apei pe care folosim pe Pământ de parcursul unui an. Așa că fermele noastre folosesc aproape spre deloc apă, adică folosesc apă care este reciclabilă și noi o să o pompăm cu nutrienți pe care îi obținem din plantele pe care le obținem în urma recoltelor. Și pe lângă asta o să fie și o producție mult mai o să avem o producție mult mai mare de alimente pentru oameni. Și de asemenea am vorbit și despre amplasarea fermelor pe Marte. Acolo o să extragem și apă. Apa poate fi extrasă din scoarța planetei Marte. Interveniți, nu e niciun fel de problemă. Puteți vorbi. Discutați între voi. Da, aștept controverse. Evident, m-a ajutat și timp foarte mult la partea asta. Am lucrat împreună și pe partea de sistem medical și pe partea de sustenabilitatea vieții, pentru că amândoi suntem cumva pe area asta de interes. Da, predeam mai înainte, pentru că mi-am lăsat aminte că, deși eu sunt medicul echipei, m-am implicat și de partea de mina de asteroizi, care pentru mine, cel puțin, a început a sunat foarte ciudat. Cum să minezi un asteroid? Și uite că se poate. Pentru că pe Pământ există probleme foarte mari cu poluarea, cu schimbările climatice și nu numai. Avem resurse din ce în ce mai puține. Dar în spațiu, cercetătorii au descoperit că ar exista aceste resurse. Și de ce să nu le folosim dacă le avem la dispoziție? Așa că noi am stabilit că o idee ar fi să selectăm cel mai mare asteroid, Psyche, și să luăm de acolo, să îl exploatăm în favoarea noastră. Să luăm fierul, nichelul, dar și platina, paladiu, iridiu, care sunt folosite
în industria semiconductorilor, în industria bateriilor, deci din ce în ce mai importante pentru noi din moment ce ne digitalizăm. Da. Dacă apuci să faci bobinele acelea, normal că poți să extragi și ai capacitate tehnică să extragi minerale și ce ai nevoie dintr-un asteroid. De asemenea, un concept nou cu care a venit colegul meu a fost pe partea de mâncare, pentru că nu ne putem hrăni numai cu legume, eu urăsc legumele. Pe partea de mâncare avem nevoie. Pe partea de mâncare avem nevoie de carne. Și atunci un concept nou cu care a venit el și pe care l-am dezvoltat oarecum împreună. Ați auzit cum a spus? Carne. Parcă a spus, am văzut oracolul din Delphi. Ce carne. Da. Deci ați dezvoltat ce. Și un concept nou cu care a venit el a fost că practic o să facem carne din niște fibre foarte, foarte subțiri, care sunt trecute practic niște substanțe care sunt trecute printr-un curent electric destul de puternic și se fac niște fibre foarte subțiri pe care nu fac carne. Ba, mimează textura hrănii și gustul. Exact. Eu știu ce aș face în locul vostru. Când vă ar pune la masă acolo, aș spune, asta nu este carne. Da. Bine, vă dați seama că nu puteam să creștem animale într-un spațiu atât de mic. Și mai era și opțiunea de carne din soia, pe care o știe toată lumea. Numai că noi am vrut să venim cu o idee mult mai ingenioasă. Da, era o vorbă, știți, mănânci carne din soia, soia, cine vrea. Da, ce mai departe. Hai că proiectul e foarte frumos și merită discutat, dar pe mine mă interesează oamenii din proiect. Adică voi. Păi fiecare sunteți voi? Fiecare dintre noi suntem olimpici la ceva, adică da. Fiecare membru al echipei a fost olimpic sau este olimpic național la câte o materie în parte. Tu la ce ai fost? Eu am fost la, anul ăsta am fost la Olimpiada Națională de Chimie și am luat locul 2 pe țară. Felicitări! Tu? Eu sunt la astronomie, fizică și franceză. Da, am înțeles. Ei am o oriciuc acolo, am înțeles. Da, și am și o pasiune pentru limba franceză. Eu sunt olimpic la chimie, am fost în fiecare an la Olimpiada de Chimie, bine, acum anul ăsta m-am mai calificat la națională, dar pasiunea mea este chimia de când m-am apucat de ea. Eu am fost anul ăsta la Olimpiada Națională de Chimie și am reușit să iau premiul întâi pe țară. Însă... Are aplauze prelungite, felicitări! Însă merg și la fizică. Am reușit să mă calific la naționale între a șasea până între a noua. Anul ăsta n-am mai reușit. Da, să mai faci tu un an pauză, da. Și am an sabatic. Eu am fost și sunt olimpic național la istorie, am luat premiul 3 pe țară. Am mers la geografie, la națională. Astea sunt pasiunile mele, pentru că se îmbină foarte frumos istoria cu geografia. Așa este, așa este. Eu mă bucur că mai merg oameni și la istorie, la olimpiade. Domnul inginer, te rugăm da, frumos. Da, păi, după cum îmi spune și numele, vă dați seama că și olimpiadele mele trebuie să fie tot pe partea tehnică, deci fizica, astronomia, la fel am ca și ei, încă îmi plac și mie, da. Da, ce tu ești în cașca respectivă? Te rog. Eu tot pe partea tehnică sunt, merg și la olimpiada de informatică, dar n-am reușit să mă calific. Și la fizică clar, și la îmi spune ceva, poți să te califici. Și la fizică și la astronomie. Deci și tu, am înțeles. Da, dar în afară de Ilinca... Te rog, la ce olimpiadă ați fost? Doar el îmi este elev. Dumneavoastră. Doar el îmi este elev. Am zis eu, că eu vorbim de așa. Da. La ce olimpiadă ați participat, domnule? Când eram de vârsta lor, am fost și odată la o olimpiadă națională, în clasa 11, la fizică. Ei, deci am închis cercul. Bun, acum, am înțeles, sunteți elevi, sunteți olimpici, dar ceva ce mai fac? Pentru că n-aș vrea să creadă lumea că sunteți, cum se spune în limbajul ăla... Tocilari. Tocilari. Sunteți tocilari? Nu. Hai să vedem. Ne plimbăm citind
citim, ne uităm la filme, ascultăm muzică. Doi dintre noi ce puțin sunt foarte pasionați de muzică, cântăm. Eu cânt la chitară. Rock, nu? Da. Rock, nu? Era sigur. Te-am mirosit din prima, de când ai intrat în nou. Așa. Cine mai e cu muzica? Eu cânt la pian. Și... Nu te-am mirosit din prima. Da, și nu știu, ne place, ieșim pe mult, adică ne place să facem... Reușim cumva să îmbinăm, eu cred că se poate foarte ușor să se îmbine și activitățile studiu, olimpiadele, să se îmbine cu partea asta socială. Adică avem prieteni, suntem sociabili. Asta vreau să zic, Ari, vă ajută mediul de la Rareș? Da. De ce? Vă rog, domnul director, luați la rândul dumneavoastră, aici sunteți invitat. Deci vă ajută mediul de la Rareș? Cum vă ajută? Vă ajută numai faptul că, mă rog, e o selecție acolo sau există un cadru, știi cum se spunea pe limbajul de lemnă comunist, cadru propice pentru dezvoltarea personalității elevilor? Deci, ce se întâmplă acolo? Da, cred că la Petru Rareș, dacă cumva reușim să ne axăm, vrem să ne axăm pe o anumită materie sau... În anumit domeniu, cred că putem să facem cu foarte mare succes la acest liceu, pentru că ne ajută foarte mult și ne încurajează să ne dezvoltăm pe exact ce vrem noi să facem. Avem mult suport din partea la toți profesorii. Ce înseamnă suport, măi? Asta e important. Avem... Știi cum? Și eu am fost profesor. Întâmplător, da. Am predat și la liceul vostru. Așa, un pic. Am avut băiatul care a terminat Rareș. Știu, dar care este acest suport? Adică sunt licee și știu ce vorbesc. Profesorul Jaca Pavlovu se duce la clasă, este un magister, predă foarte bine, dar după aceea a ieșit din clasă, se duce în cancelarie. În ce constă interacțiunea asta elev-dascăl? Eu am spus întotdeauna că să ai un asemenea cadru, dascălul trebuie să aibă minte de copil în multe perioade ale activității sale. Nu știu dacă m-a dat, în ce moment spunea bine, dascălul să aibă minte de copil? Când am voie să... Acum am dedicat mâna și îmi spune. Aveți dreptate. Așa. Puteți dezvolta un pic? Mediu propice. Am să vă spun o poveste. Probabil vă aduceți aminte de fosta noastră elevă, Flavia Pasca. În momentul în care acest copil s-a calificat la o etapă națională, a fost selectată în lotul lărgit al României, am constatat o schimbare puternică a copilului. Practic era vorba, în timp a fi identificat, era vorba de jinduia după mediul acela, după acei copii. Pasiunea pe astronomie nu împărțeau foarte mulți copii în școală și, în general, copiii care învață sau care au un nivel de o dorință mult mai mare pentru studiu, pentru a afla, pentru cunoaștere, nu sunt chiar foarte agreați. Ce se întâmplă la noi? Se întâmplă următorul lucru. Ei reușesc să se adune pe proiecte comune, copii din clase diferite, cu specializări diferite, și își bat capul cu tot felul de chestii, au tot felul de glumițe, au tot felul de poante, au nevoie de asemenea mediu. Nu este suficient doar pur și simplu să predai, să fii foarte bun la tablă, să rezolvi problemele de olimpiadă internațională, că nu ai cu nimic copilul ăla. El este totuși un suflet, are nevoie de viață socială, el trebuie să se plimbe cu o fată pe stradă și invers, trebuie să meargă la un film, trebuie să știe cum se comporte într-o discotecă, trebuie să fie un copil normal. El nu are nicio vină că are o inteligență peste medie, rolul tău ca școală, dacă poți, sau tu ca profesor, este să-l poți coordona, să-i poți oferi șansa de a se informa și de a afla lucrurile acestea. Mie mi-a trecut prin cap treaba aceasta cu NSS-ul, cu acest concurs. Mai am încă tot felul de idei, spre exemplu cu ei voi merge în Luxemburg la Asteroid Day, ne vom întâlni cu oameni care lucrează la Agenția Spațială Europeană. Vor avea posibilitatea live să vadă cam cum ar arăta oamenii din domeniul pe care pot să-l îmbrățișeze sau nu. Deci ei nu sunt niște copii ca din alte părți dopați cu cunoaștere, dopați cu rezolvări de probleme, nici pe departe. Asta vreau eu. Nici pe departe. Pentru că nu poți să faci doar antrenamentul acela
unilateral cu ochelari de cal. Te duci, faci exerciții la matematică până ți sar capacele sau faci la chimie tot felul de lucruri sau la fizică. Și ultima frază. Am avut, îl cunosc, Ian cu Matei, care a fost în lotul lărgit la fizică anul acesta. Se întoarce de acolo și am avut o discuție ca... Și îmi zice, domn profesor, ca să pot să prind lotul României în primii 5, ar fi trebuit să fac cum fac cei de la vestitul liceului CHB, adică cu Matei. Adică până în clasa 10 să termin toată materia de facultate. Să devin ca ei niște automate, dacă doamna profesoară X îmi spune la ora 12 noaptea problema 2 de la Internaționala din Suedia. El trebuia să fie în stat să s-o reproducă. Am ieșit cu ei la o bere, sunt copii, au peste 18 ani, l-au mâncat și seara undeva, în afară de un singur sau 2-3 copii cu care putea să discute despre Barcelona, ce a făcut aseară meciul cu nu știu cine, despre, nu știu, orice. Tendința la blugi râd. Acolo erau doar, discutau despre problema de subpunctul, de D'Alembertianul, nu e normal așa. Ei vor deveni niște oameni de știință, niște foarte buni profesioniști, niște medici foarte buni, dar vor rămâne oameni. Nu, oameni care socializează, oameni care au sentimente, oameni cărora le pasă de ce este în jur. Asta vreau eu foarte mult. Asta vreau să le ofer în ceea ce înseamnă extracurricularul școlar. Cred că la Rareș, în primul rând, avem foarte multe resurse, avem laboratoare, avem resurse materiale, avem sprijin din partea domnilor profesori, ne propun dumnealor proiecte, avem și sprijin emoțional, cel puțin doamna mea dirigintă mă susține foarte mult, domnul director care mă susține, adică știu că pot să merg la un domn profesor să-i spun, uitați, eu am problema asta, mă confrunt cu asta, îmi place de băiatul ăla și el îmi place pe alta și nu mai pot după el și știu că am suportul moral, știu că pot să-mi dea în spate. Deci știi că ai suport și în direct față de mine. Deci îmi place de ăla de nu mai pot. Eu te ajut, te ascult și te pun pe rețele sociale. Și știu că pot să-mi dea să mă susțină emoțional și mai ales eu am venit un pic mai târziu în proiect. Ideea inițială a fost să nu ia copii mici. Și după aia au zis că să se diversifice puțin. Și am venit un pic mai târziu în proiect și am fost plăcut surprins să-l cunoșteam numai pe Alex mai bine, pentru că fusesem cu el la Olimpiade. Și am fost foarte plăcut surprinsă să găsesc copii care sunt ca mine, care au aceleași pasiuni ca mine și să văd colectivul ăsta, că nu contează ce vârste avem, niciodată nu m-am simțit diferit că singura fată. Ai, ce diferență de vârstă enormă este. Da. Adică, diferență. Pentru mine a contat foarte mult că suntem un colectiv unit și că am găsit copii care să aibă același pasiuni ca noi. Dar noi, în timpul liber, când ne întâlnim noi între noi, nu vorbim despre chimie sau despre fizică, ci vorbim despre total altceva. Muzică, cărți, filme, școală, interese pe care le avem în afară școlii. Plus că am reușit să ne închegăm foarte frumos. Nu am fost în această formulă încă de la început. Pe măsura proiectului am început să ne adunăm și rezultatul a fost unul superb și nu vorbesc neapărat de premiu, vorbesc de echipa, de prietenii care s-au format, când spunem Delfos, nu ne referim la această carte, la acest proiect, la premiu, ne referim la interacțiunile dintre noi, la cum zâmbim când vorbim, la glumele noastre pe care le facem, e ceva aparte. Aveți aparte un limbaj specific, nu glume. Le spuneți și știți voi despre ce e vorba, nu le înțeleg orice. Pentru ei a fost foarte greu să participe la acest proiect datorită sau din cauza rezultatului Nevesului. Pentru că ea s-au dus foarte sus, iar discuțiile care s-au purtat între noi vom fi în stare să facem măcar ce au făcut ei. Cu atât mai mult, reușita lor are cea mai mare valoare. Adică eu în momentul acesta pot să mă retrag liniștit, pentru că este Ilinca, este Ioan, este Călin, vor fi copii care să ducă acest proiect și ideea de participarea asta de competiție fără niciun fel de probleme. Și mai e o treabă, așa cum îi vedeți, domnul Bălănescu, acești copii luni au fost la ambasada Statelor Unite pentru viză, miercuri au primit vizele de America pentru 10 ani, acasă. Despre asta vorbim. Ăsta este concursul, asta este valoarea muncii pe care au făcut-o ei. Deci, în acest moment, ei sunt fericiți posesori în urma muncii depuse a unor vize pentru Statele Unite.
pentru 10 ani. Fiecare. Felicitări. Așa. Mulți alți oameni stau la rând, nu timp, ca să pot ține asemenea vise. Apropo că ai vorbit de America, hai să vedem în ce stadiu sunteți cu banii pentru deplasare. Cine? Știe cine sunt? Care, apropo, n-aveți niciun administrator. N-aveți niciun... La momentul actual am mai avea nevoie de 5.000 de euro. Încă 5.000? Da. Ca să ne asigure zboruri și cazarea. Da, la Frisco, unde este ținută conferința. Deci, parcă suma totală era peste 30 de euro, nu? Până 30, pentru că... Am mai reușit să facem mici economii pe aici, pe acolo. Am înțeles, am înțeles. Am să zicem că am ajuns... Au venit de la Consiliul Local o sumă pentru fiecare dintre copii ca și premiu. Au identificat prin intermediul lor, al părinților lor, al oamenilor de bine, sponsori din comunitate, care au răspuns... pozitiv, bine, apreciază într-adevăr ceea ce fac copiii ăștia și până la urmă nu este vorba de o plimbare în America, este vorba de faptul că acești copii vor ajunge acolo împreună cu copii din multe alte țări ale lumii să-și primească premiu, să întâlnească, să aibă posibilitatea să-și prezinte proiectul LIFE, să întâlnească oameni de știință care lucrează la NASA pe diferite domenii, o să, dacă vreți o să vă dăm link-ul către site-ul conferinței, să vedeți câte domenii sunt, vor avea posibilitatea să intre la orice tip de conferință doresc ei, de acolo ne putem inspira pentru idei de viitor, de acolo, pentru că suntem relativ aproape de Houston, vrem să ajungem la centrul de comandă de la Houston, vrem să vedem o navetă spațială, vrem să intrăm în respectiva navetă, vrem să vedem cum arată un motor de navă cosmică, sateliți lansați, care sunt principalele preocupări, ce este acum în vogă în domeniul acesta. Nu știu ce se va alege de ei mai departe, dacă vor alege ca domeniu, să spunem, astronomia, dar vor vedea la fața locului lucruri. Anul trecut, unii copii, după ce au ajuns să vadă sedionul, mi-au spus clar, aici vreau să lucrez, ăsta e locul meu, asta voi face. Deja a fost admis în Statele Unite la o astfel de universitate. Alți doi copii au fost admiși la Oxford, vor face fizică din Nevesul de anul trecut. După vizita la Parlamentul European, cineva îmi spunea, am să merg acasă și nu știu cum să-i spun mamii, gata cu medicina, mie îmi place aici. Deci copiii aceștia trebuie puși în ipostaze diferite ideea să vadă. Asta este. Exact. Asta facem. Ideea de deschidere, ideea de interacțiune și de asimilare a ce este bun de acolo. Asta este practic ideea. Pe mine mă interesează pe când imnul de a fost un alt sucru cu ăștia, cu muzica. Deci, te rog frumos să ne trimiți și mie, adică nu se poate. Trebuia acum să-l avem pe fundal. Trebuia să-l avem pe fundal. Se află în carte. Îl puteți vedea pe ultima. Nu, dar se aude. Să-l văd. Dacă îl văd, da. Știi cum e cu... Asta, nu? Da. Bine, aștept să-l văd, să-l ascult. Bine. Vă bucur tare mult că ați fost aici. Eu nu pot decât să spun, cine poate să ajute, să ajute. Numai e o sumă extrem de mare, 5.000 de euro, și cred că se poate găsi până când, până pe... 23 este programul de plecare. Așa, am înțeles că acum vizele astea care vi se dau pe 10 ani au o facilitate. Dacă găsiți, tăiați o franzelă în două, puteți lua un însățitor pe post de sandwich. Deci, eu mă înscriu pe listă ca este. Mă bucur că v-am cunoscut. M-am bucurat că i-am cunoscut și pe ceilalți dinainte. Mesagerul de Neamț își face o datorie de a prezenta performanța școlară. Chiar în ultima apariție a ziarului. El este. Avem trei dintre elevi prezentați și profesorilor, și nu numai de la voi, de la Rareș, în general performanța școlară, pentru că viitorul este al vostru. Chiar dacă la nivel, dacă judecăm la nivel general,
se spune că nivelul nu este foarte înalt, eu am o altă părere, nivelul este bun, din păcate nu știm să-l ridicăm așa cum trebuie peste tot. Deci, cine poate să ajute, să ajute, așteptăm să vedem ce faceți acolo, ca de obicei așteptăm link-ul, pentru că noi, noi dacă putem transmite, să fiți sănătoși, voioși, bucuroși și mai ales fericiți. Asta e cel mai important. Oameni buni, asta a fost emisiunea de astăzi. Dacă mai reușim să facem asemenea emisiuni, ne mai plătim și noi ochii după toate nebuniile și toate agramatismele și toate prostiile care vin din zone politico-administrative. Să fiți și dumneavoastră sănătoși și aveți grijă de dumneavoastră, pentru că deocamdată nu prea sunt șanse să aibă alții. Numai bine!